Omul politic Ion Neguș a fost condus pe ultimul drum fiind înmormântat în Comuna Mărăcineni. La ceremonia funerară au asistat mai puțin de 100 de oameni, rude și apropiați a frapat lipsa oamenilor politici de la căpătăiul lui Ion Neguș, nicio personalitate argeșeană nefiind prezentă la înmormântare. O parte dintre liderii politici și administrativi ai Argeșului au trimis doar coroane, iar alții nici măcar atât. Trupul lui Ion Neguș a fost depus în jurul amiezii chiar în cimitirul bisericii din centrul Mărăcineniului. Ion Neguș avea 58 de ani și a murit duminică seară la spitalul județean după ce a suferit un infart. În urmă cu o lună, Neguș a fost implicat într-un grav accident petrecut pe autostradă, de atunci fiind internat la spitalul județean, unde medicii s-au străduit în zadar să-l salveze.